Pot să vă spun că am solicitat celor de la Electrica să pregătească deja echipele de intervenție și să vizeze eventual din acest moment zonele vulnerabile, care în general le cunoaștem. Știți foarte bine că am avut foarte multe probleme. Este adevărat că și vântul a bătut cu o viteză foarte mare, peste 80 de km la oră. Au căzut foarte mulți stâlpi și am avut probleme în mai mult de jumătate din comunele județului Dâmbovița. Totodată, pentru cei de la ambulanță, vom ține legătura cu reprezentanții comandamentului de iarnă. Ei vor avea obligația, înainte de a pleca spre orice solicitare, să ia legătura cu noi pentru a afla în mod sigur dacă au probleme, dacă drumul pe care trebuie să plece are probleme sau nu, pentru a le ușura deplasarea și pentru a nu rămâne blocați în trafic, nici atunci când în ambulanță se găsește un bolnav, dar nici atunci când se îndreaptă spre o persoană care are probleme. Cât privește de jandarmeria, ISU, poliția și armata, vor avea pregătite efective gata să intervină în sprijinul populației, acolo unde va fi cazul. Crucea Roșie și Inspectoratul pentru Situații de Urgență vor asigura, dacă va fi nevoie în teritoriu, ceai cald, apă și alimente pentru persoanele blocate pe drumuri sau aflate în dificultate. Un alt punct, dacă va fi necesar, vom închide cursurile la școli și grădinițe mâine, mai ales acolo unde copiii trebuie să meargă prea mult pe jos sau chiar și cu microbuzele și au de parcurs distanțe mai lungi pe drumuri afectate de prea mult cădere de zăpadă. Le solicităm șoferilor care au deplasări urgente de făcut să rămână, din punctul nostru de vedere, acasă și să evite drumurile cu probleme, dacă cumva pleacă totuși de acasă. Aici mă refer inclusiv la cei care vor să meargă în zona Padina Peșteran sau în zona de nord. Idealul este să se informeze foarte bine și aici rolul dumneavoastră va fi foarte important, dacă vom reuși prin intermediul dumneavoastră să dăm anunțuri chiar și din oră în oră cu situația drumurilor din județ. Ideal este să informăm cu tot ceea ce se întâmplă, iar ei este foarte important să urmărească programele de știri și mai ales să-și doteze corespunzător autoturismele, pentru că aici pot să vă spun că data trecută majoritatea autoturismelor care au rămas sub nămeții de zăpadă nu aveau nici cauciucuri de iarnă, dar apoi să discutăm de lanțuri. Și credeți-mă, cred că și dumneavoastră, o parte dintre dumneavoastră care ați fost acolo, știți, au fost sub zăpadă peste 300 de mașini. Aici pot să vă spun că săptămâna trecută, de fapt, am avut neplăcuta surpriză ca drumurile să fie blocate, în primul rând, din această cauză, că șoferii nu au respectat regulile de bun simț, iar atunci, chiar și atunci când am comandat închiderea drumului, aici mă refer la drumul național DN71, totuși foarte mulți șoferi au ieșit din lateralele drumului național, neascultând, și astfel au provocat un blocaj și mai mare.